Muzica cât o compuneți, în ce formă? Vă întâlniți, faceți jam session, vă aveți fiecare ideile lui sau cum vine? Cum se pune cap la cap puzzle-ul muzical? Toată lumea compune în trupă și de asta ne-a și plăcut să facem mixtape-ul ăsta, experimentul de a colabora cu producători, pentru că aportul nostru a fost apoi remixat cumva și reinterpretat de ei. Avem piese compuse chiar și de Toboșar, care știe să cânte foarte bine la pian. În rest, fiecare are idei și nu pot să zic că sunt niște jam session-uri, nu sunt, pornesc de la niște idei foarte concrete, că ne place piesa să înceapă de la mesaj cumva. Luați de la cap, coadă la cap. Luăm de la sursă, De la sursă, de la de idee, de la bază. revoluție. Exact. Ok, aveți de gând pentru 2016 ce planuri sunt să faceți? Lansați chestia asta, după care plecați unde? În lume, în Europa? Dacă aveți o casă de discuri, vă scoate și se ocupă de voi de afară, nu? Suntem în ceva discuții cu Berlin și ar fi ceva oportunități și aproape de Alien Pimp, de Silviu, undeva în Portugalia sau Spania. Mai sunt trupe care cântați prin țară care să fie asemănătoare de ceea ce faceți voi? Păi am cântat des cu Babadocia, am cântat de câteva ori și cu Fine It's Pink, care nu sunt chiar în filmul nostru, dar oricum se simt sintetizatoare, se simt. Oricum, feeling-ul la concertele noastre este unul de muzică live, nu este de muzică dance sau electro. Nu putem dansa dacă mergem. Să știi că am avut câteva reproșuri, că sunt jumătate dintre piese dansante și jumătate nu sunt, sunt prea psihedelice. Nu știu, să vedem. Dans psihedelic, puteți să dansați, că există și o formă foarte frumoasă de a-ți exprima sentimente. Ai videoclipuri, avem unul seara asta în premieră, mai aveți mai multe, nu? Și prin, am Da. văzut în live, nu știu ce, am The văzut pe Clipping ne. Sessions, am avut live in the cell. Apropo de The Cell, chiar am pierdut un prieten drag de la The Cell, ce s-a întâmplat în colectiv. Am lansat single-uri de pe toate EP-urile noastre și ultimele două, de exemplu, le-am lansat în colaborare cu Răzvan Diu, un regizor destul de interesant dintr-un no wave românesc, adică nu se raliază la ce se întâmplă în clipurile din industria românească și ne-a făcut mare plăcere și urmează să mai facem câteva colaborări. S-ar putea, avem vreo două în lucru și să vedem când se vor finaliza. Ce vă face pe voi să mergeți înainte? Să continuați, să mergeți, să cântați, să vă interesați? Iași, Berlin, stai că am vorbit cu Silviu, stă casa de discuri, 3 ani de zile. Păi este foarte simplu, pasiunea. Eu ador, eu fac muzică ca să merg pe scenă și să o performez în fața unui public. Îmi place energia aia, îmi place schimbul pe care l-am cu oamenii. Ne-ai văzut și tu live de câteva ori și cu Loungery 2 și cu celelalte trupe și ai văzut că îmi place să mă Să nu stai pe scenă, să stai în public, să te duci, să te plimbi, asta am văzut. Da, old habits die hard. Prin țară mai e ceva acum de știi tu să spui oamenilor? Încă nu, suntem în discuții cu Clujul, dar să vedem dacă se materializează. Oricum, de când ce s-a întâmplat la colectiv, trebuie să avem mare grijă și lucrurile sunt diferite. S-a zguduit industria, chiar și asta underground-ului, care era așa cum știm că era. Deci cam asta e, crowd control pe data de 19 marți, De la adică 20. fix mâine de la ora 21 în Clubul Control din București. O să fie un spectacol de cât timp? O oră? O oră jumate? Cam o oră și un pic, nu chiar o oră jumate. Mai durează. O oră și un sfert. Sunt 13 piese. Lumea de unde poate să cumpere materialele? Crowd Control găsiți pe Bandcamp, găsiți și pe SoundCloud, dar nu se poate cumpăra de pe SoundCloud, evident, încă. Un prim downloadez de acolo. Dacă e enabled download. Și de pe site-ul labelului, de pe Dubcraft False Flag, găsiți ultimul nostru EP, Loading Please, care chiar l-am lansat în 2014, înainte de Crăciun cu puțin, și am avut surpriza că a ajuns number one în iTunes International, Alternative Releases Chart. Deci, Sunt că ești bogat acum. da, sunt... Asta înseamnă, nu? Uite, mă, să faci și noi. Cum ai ajuns tu acolo? Ok, pe mult succes atunci și rămâneți pe Music Channel, Alternativa Ori, eu sunt Hefe, Andrei, Crowd Control și mergeți să-i vedeți. Unde vedeți Crowd Control pe afiș, să nu mergeți încolo, să alergați. Exact.